Suntem astăzi adunați la Cina Domnului, fiind prima duminică din lună, și din nou ne ațintim privirile în Scripturi să vedem importanța acestei lucrări pe care în mod constant o avem înaintea Domnului. Sfânta Scriptură ne spune că după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, cei 11 ucenici și alții împreună cu el au rămas în Ierusalim. Stăteau de teama iudeilor, cu ușile și ferestrele închise, și erau bulversați ca toți ceilalți. Doi dintre ei, din vari motive, au plecat spre o altă localitate și ne spune Scriptura, au plecat spre un sat numit Emaus. Și în timp ce ei se depărtau de la părtășia celor care erau fricoși, deznădăjduiți, ei nu că aveau o altă stare, dar plecau spre Emaus. Și cineva s-a alăturat lor și în timp ce ei vorbeau despre situația lor, i-a întrebat ce vorbe sunt acestea. Și ei se arată cumva intrigați și spune, tu ești singurul străin care nu știi? Ei bănuiau că dacă problema lor o cunosc ei, toți ar trebui să o cunoască. Și au venit să-i spună Domnului ce s-a întâmplat, cât de dezamăgiți sunt ei, că ei credeau că Iisus va aduce mântuirea lui Israel, că va face lucruri grozave, dar, culmea, trădătorii ăștia de preoți, ăștia au făcut niște chestii, l-au răstignit și parcă nu ajunge că a murit. Acum mai vin niște femei de ale noastre și spune că nu-l găsește, nu-i nicăieri, nici măcar cadavru nu-l avem. Nu putem să știm ce înseamnă lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, niște oameni debusolați, bulversați absolut de tot ce s-a întâmplat acolo. Într-o dată, străinul de lângă ei vine și le spune, o, nepriceput și zăbavnici, când este vorba să credeți Scripturile, 3 ani și jumătate, cu alte cuvinte, v-am tot spus, v-am tot repetat că trebuie să se întâmple aceste lucruri. Știi ce e interesant? Le ardea inima în ei, dar nimic. Nimic. Știți până când? Până aceștia au insistat și au spus, este spre seară. Rămâi cu noi. Felul cum vorbești tu și ce spui tu, ne place, dar atâta tot. Dar am vrea să rămâi cu noi. Și în timp ce el a rămas cu ei, oricum n-avea de gând să meargă mai departe, dar a rămas cu ei acolo, spune Scriptura că la un moment dat s-a întâmplat ceva, un clișeu așa, care ei l-aveau de multă vreme, și anume Iisus a luat pâinea, a mulțumit lui Dumnezeu și a frânt-o și le-a dat-o. Și din momentul ăla parcă s-a aprit un flash așa în mintea lor și dintr-o dată și-au dat seama că este cineva. Și apoi scrie Scriptura, atunci li s-au deschis ochii. Stimații mei, cum nu li s-a deschis ochii când se predica Evanghelia? Scripturile? Că le spunea despre Scripturi, despre profeți, despre... Nu. Nu li s-a deschis, erau ucenici și ăștia. Că textul biblic asta spune, doi dintre ucenici plecau spre Emaus. Cum la ucenici nu li se deschide ochii că sunt ucenici, sunt ai Domnului, nu sunt păgâni, nu sunt dintre ceata de ostași, nu sunt preoți, ci sunt ucenici și Domnului. Nu li se deschide că-i prezent Iisus acolo, nu. Doar la cina Domnului li se deschid ochii. De aceea vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta lucruri care se întâmplă imediat la cina Domnului sau ar trebui să se întâmple. Primul lucru, deja l-am subliniat, să se deschid ochii. Toți avem pe lângă ochii aceștia firești niște ochi spirituali și mai ales dacă ești născut din nou, ești o ființă nouă în Hristos și pe lângă ochii ăștia ai și niște ochi spirituali. Și tu ar trebui să vezi anumite lucruri prin ochii aceștia spirituali, dacă sunt deschiși. Că de foarte multe ori trebuie să existe rugăciuni de deschidere. Nu ai ce vorbi cu un orb, un orb nu poate vedea. Dar dacă ai ochi și ții închiși, n-ai cum să vezi. Și viziunea și călăuzirea și te așteaptă la al 10-lea pas, doar cu ochii poți să vezi. De aceea e important pentru noi. Vă reamintesc că multe pasaje biblice, există și pasajul cu Balaam, dar în mod special cel cu Elisei, că spune Scriptura că împăratul Siriei a observat că toate ambuscadele pe care le face pentru poporul Israel sunt efectiv demascate și el rămâne cu munca doar. Hotărăște să facă o capcană, să-i prinde pe evrei acolo și dintr-o dată evrei la milimetru ocolesc zona respectivă și la momentul acela împăratul îi adună pe toți generalii săi, pe toți strategii săi de război și spune nu mai încape îndoială, cineva trădează, altfel n-ar ști atât de exact. Prea bine, efectiv. Ne ocolesc capcanele noastre și noi muncim la ele. Și atunci unul dintre generalii lui îi spune, stăpâne, nu trădează nimeni.
Ei au între ei pe cineva numit Elisei, fiul lui Șafat, care îi spune împăratului Israel nu numai unde avem noi capcanele, ci spune împăratului și cuvintele pe care le rostești în camera de culcare unde noi nu intrăm și abar n-avem ce vorbește. Așa e de bun ăla. Și dintr-o dată, împăratul ăsta își dă seama că n-are sens să prindă armata lui Israel în capcană. Dacă îl prinde pe ăla care vede lucrurile care nu se văd, a rezolvat problema. Și a aflat serviciile sale de informații, a spus că este la Dotan. Și spune Sfânta Scriptură, a trimis un comando destul de numeros, a ajuns la Dotan și dimineața când se scoală slujitorul lui Elisei, constată cu stupoare, și dați-mi voie să-i fie din 2 Împărați, capitolul 6, cu versetul 15, Biblia spune așa: slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit, și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului Dumnezeu: ah, Domnul meu, cum vom face? Pentru că și-au dat seama că nu există nicio breșă, niciun loc prin care se pot scăpa. De data asta, cum vom face? Și imperturbabil, Elisei de lângă el îi spune niște cuvinte care ar trebui să aparțină unui credincios care constant ia cina Domnului. Se spune Sfânta Scriptură, el a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Și pentru slujitor nu era greu să numere câți erau cu ei. Erau ei doi. Atâta tot. Și restul era o grămadă care doreau să îi prindă. Și ca cuvintele lui Elisei să aibă valoare, Elisei face o rugăciune și spune în versetul următor, în felul următor: Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să... Dar cu ce-a văzut el că e înconjurat și n-are niște soluții? Cu ăștia. De foarte multe ori cu ăștia vedem știrile, cu ăștia vedem peruși, cu ăștia vedem ucrainenii, cu ăștia vedem bănci care dau faliment, cu ăștia vedem situații și situații. Dar dincolo de ăștia care te sperie și întreb cum vom face și ce va fi, mai există niște ochi. Și când îți deschide Dumnezeu ochii aceia, vezi îngerii la granița României, care păzesc țara noastră, nu că merităm, ci că poporul Domnului se roagă. Îi vezi. Vezi că copiii tăi sunt păziți la plecare și la venire. Nu că ești tu inteligent sau eu, ci că Dumnezeu este Cel ce îi ocrotește. Vezi toate astea. Dar dacă n-ai ochii deschiși, rămâi speriat. Și de aceea spunea, deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care, de foc împrejurul lui Elisei. Cu alte cuvinte, toate lucrurile sunt sub control. Cu alte cuvinte, totul este sub control. Nu facă ăia ce vor ei, chiar dacă o înconjurați și se gândesc că rezolvă problema. Nu. Totul este sub control, chiar în situația de încercuire. Știți că de foarte multe ori acei cai și călăreți de foc nu intervin, ci doar ne arată că totul e sub control și că tu trebuie să găsești soluții normale la problema aceea pe care Dumnezeu o ține sub control. Noi de foarte multe ori, când avem numai ochii aceștia deschiși, ne spune: Doamne, știi în ce situație sunt eu acum? Și Dumnezeu spune, dacă ți-aș deschide ochii și dacă ai dori să-ți deschidă ochii, vei vedea că totul e sub control, că nimic, niciun fir de păr din capul tău nu se mișcă fără aprobarea mea. Și chiar dacă tu dai vina pe oameni, pe soartă, pe noroc, pe altceva, eu sunt în controlul tuturor lucrurilor și copiilor mei, nimeni nu le poate face nimic decât din ceea ce am aprobat eu. Amin. Ori doar când ți se deschid ochii poți să vezi lucrul acesta. Tristețea este că în poporul lui Dumnezeu, pe lângă ochii firești pe care avem, noi avem niște ochi spirituali. Și din nefericire, pentru că nu îndeplinim anumite lucruri, ochii noștri spirituali rămân închiși și nu ne ajută la nimic că rămân închiși. De exemplu, de la cor, în dimineața asta eu aș putea să chem pe unul dintre dirijori, în mod special pe Mihai, acum în poziția respectivă, și spun să vină la amvon. În momentul respectiv, Mihai se ridică în picioare, deja ochii transmit că până la amvon sunt niște trepte, două trepte. Ochii transmit creierului, creierul evaluează distanța până acolo și începe să facă pași normali. Când ajunge la prima treaptă, pentru că ochiul l-a văzut, genunchiul se îndoaie și dintr-o dată face primul pas pe treaptă și ochiul îi spune, urmează o altă treaptă și din nou se îndoaie celălalt picior și face. Dacă ochii lui Mihai se opresc pe traseu și se închid sau când se ridică, nu văd efectiv,
Vedem dintr-o dată cum Mihai se duce jos și doar două trepte. Pentru că ochii nu. Dar n-are genunchi buni? Ba da. Dar n-are mâinile bune? Ba da. Dar ochii sunt închiși. Multe căderi ale credincioșilor pocăiți sunt din pricina faptului că ochii nu sunt deschiși. Multe gafe pe care le facem nu ne arată cine așteaptă în viitor. Efectiv. Suntem luați prin surprindere. Și de aceea Apostolul Petru spunea în epistola sa a doua, capitolul 1, cu versetul 9 în felul următor: dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Deci este vorba de ceva aici. Și există o treaptă a virtuților creștine. Cine nu unește cu fapta lui, spune Sfânta Scriptură, de aceea dați-vă și voi și toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici neleși, nici nedoritori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine spune că nu-i nevoie de toate? Dar cine spune că merge și fără răbdare? Dar cine spune că lască iubirea de oameni și de frați? Cine spune lucrul ăsta? Umblă cu ochii închiși și este chiar orb. Și te poți aștepta, credincios fiind, ucenic fiind, în drumul tău să te împiedici, în drumul tău să cazi, în drumul tău să fii luat prin surprindere. Încă o dată, totul e bun. Dar dacă ochii nu funcționează, căderile sunt la ele acasă. Și acum când dai cu picioarele din niște trepte în față să urci, mai o scoți la capăt. Dar vi s-a întâmplat să călcați în gol, treptele îți duc în jos? Să ajungi pe o casă a scării, în care să nu-ți dai seama că urmează o treaptă nu în sus, ci o treaptă în jos. Și să calci în gol. Dintr-o dată, toate mâinile, toate picioarele pe care le ai la îndemâna ta, tot ce ai tu, să duci jos pe trepte la vale. Dintr-o dată, jos, începi să te vezi dacă ești tăt acolo, dacă nu a rămas ceva pe traseu. Pentru că singurul lucru care n-a funcționat la momentul respectiv a fost ok. Cina Domnului și participarea la cina Domnului, când se frânge pâinea, când se frânge trupul lui Iisus Hristos, vine să ne deschide ochii, slăvit să fie Domnul. Și e foarte important de știut lucrul acesta pentru mine și pentru voi. Și putem învăța, chiar dacă ești ucenicul Domnului și slujitorul Domnului, asta nu înseamnă că și vezi. Chiar dacă ești ordinat, chiar dacă ești dirijor, chiar dacă ești cântăreț, asta nu înseamnă că și vezi. Vederea ți-o dă Dumnezeu atunci când se frânge pâinea. Spune, atunci li s-au deschis ochii. Totodată, stimații mei, pentru foarte mulți dintre noi, ascultarea Scripturilor, fără cina Domnului. Vedeți că ucenicii au fost expuși Scripturilor și nu oricine le-a predicat. Nu le-a predicat un păstor, un predicator de nu știu unde. Nu, nu. Însă și Iisus Hristos le-a spus Scripturile. Și Scripturile alea predicate de Domnul Iisus Hristos nu le-a deschis ochii, doar la cina Domnului s-au deschis ochii și au văzut. De aceea este important pentru comunitate, pentru frați, pentru surori, să participe la cina Domnului. Pentru că pe măsură ce participăm, ni se deschid ochii și începem să vedem în domeniul celălalt și prin credință să vedem îngerii Domnului păzindu-ne. Și prin credință să vedem că Dumnezeu ne dă un viitor și o nădejde. Și prin credință să vedem scara cerului pe care îngerii lui Dumnezeu urcă și coboară, urcă cu rugăciunile noastre și coboară cu soluțiile Domnului. Slăvit să fie Domnul! Când ai această viziune, ești sub aripile Domnului și știi ce ai de făcut. Viitorul nu este sumbru. Îți dai seama că lucrurile sunt sub controlul Domnului. Când nu ai aceste lucruri, încă o dată vă spun, pentru mine și pentru voi, facem greșeli pentru că nu vedem ce ne așteaptă. Ne trezim în fața unor circumstanțe pe care nu le putem poate rezolva, dar deschiderea ochilor ne dă posibilitatea să vedem. Doamne ajută! Al doilea lucru din textul acesta biblic pe care îl învățăm, începi să vezi adevăratele valori. Când s-au deschis ochii, l-au văzut pe Iisus înviat, până atunci îl știau îngropat și cumva furat, că femeile nu-l găsiseră. Când și-au deschis ochii și li s-au deschis ochii, dintr-o dată l-au văzut pe Iisus viu,
Lăudat să fie Domnul! Frații mei, când Dumnezeu îți deschide ochii, poți să vezi dincolo de oameni, de organizații, dincolo de cor, dincolo de lucruri frumoase și deosebite, să-L vezi pe Iisus Hristos că-i viu în mijlocul nostru, binecuvântat să fie numele. Și când se deschid ochii aceștia și-L vezi pe Hristos, îți dai seama că biserica este în siguranță. Îți dai seama că centrul bisericii nu sunt oamenii, nu sunt darurile, nu sunt organizările pe care noi le facem, e Hristos, mirele ceresc, care ne onorează cu prezența Lui. Nu numai atât, stimații mei, e atât de frumos când Domnul Iisus Hristos se prezintă ucenicilor Săi care încă mai aveau dubii. Și ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 28, că unii dintre ei s-au închinat, iar alții s-au îndoit. Și în contextul acela, Domnul Iisus ne spune în felul următor și le-a spus lor, Matei, capitolul 28, versetul 18, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Amin. Credincioșii trebuie să înțeleagă că atunci când ți se deschid ochii, îl vezi pe Hristos, nu numai pe cruce, nu numai pe Hristos în leagăn sau în iesle, nu numai pe Hristos ca și prunc sau ca și copil, îl vezi pe Hristos înviat cu toată autoritatea și puterea. Nu uitați că până la învierea Domnului, care a schimbat radical toate problemele de pe pământ și în cer, toate problemele le-a schimbat învierea lui Iisus Hristos, doar după înviere i s-a dat numele mai presus de orice nume. Doar după înviere, spune Domnul, eu țin cheile morții și ale locuinței morții. Doar după înviere, Domnul Iisus Hristos spune, toată puterea mi-a fost dată. Până atunci vă reamintiți că într-una din versetele din Ioan spune, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia. Sau ucenicilor le spune, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul pietre. După înviere, îi se dă toată puterea sus în cer și jos pe pământ, lăudați fie numele. Indiferent cât de mult sataniștii și ocultiștii acestei lumi fac legi împotriva familiei și a bisericii, indiferent cât doresc să răzbune pe cei credincioși, stăpânirea îi aparține lui Iisus Hristos. Amin. De aceea rugăciunea are sens. De aceea rugăciunea are speranță. Pentru că nu ne rugăm la o ființă limitată. Nu ne rugăm la organizații ca Uniunea Europeană sau NATO, care are limitele ei. Ne rugăm la Cel care este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Și la cina Domnului încep să-L vezi domnind peste biserică, domnind peste pământ, având toată puterea, toată gloria și toată slava, slăvit să fie Domnul. Nu numai atât, frații mei, domnia Lui cu autoritate și cu putere se transferă la nivel individual. Pentru că acest Hristos înălțat, binecuvântat și slăvit, acest Hristos, nu o bucată din El, acest Hristos, nu un înger, nu unul din cei 24 de bătrâni, nu una din cele patru făpturi, ci acest Hristos are un loc rezervat în inima noastră. Și atunci când o persoană îl primește pe Hristos, îl invită pe Hristos, crede în Hristos, persoana aceea îl găzduiește pe Hristos. În loc de beție, în loc de încăpățânare, în loc de curvie, îl primește pe Hristos să locuiască în el. Și taina ținută ascunsă de veacuri, pe care nu știa nici Avram, nici David, nici Solomon înțeleptul, dar păstrată pentru noi, spunea Pavel, și care este o taină de-a lungul mileniilor și a veacurilor, este aceasta, Hristos în noi, nădejdea slavei. Amin. Și asta e frumusețea, stimații mei. Când vii la cina Domnului, îți dai seama că Hristos e viu și că poate locui în viața ta, poate locui în inima ta. Dorește să iasă în afară, să se manifeste prin mâinile noastre, prin ochii noștri, prin fața noastră, dar El are dreptul să locuiască acolo. Și de aceea, cum v-am spus și altă dată, evaluarea credincioșilor după taina descoperită nu este câți ani de pocăință ai, nu este câte predici reușite ai avut, nu este câte minuni s-au făcut prin tine sau prin mine, ci evaluarea credinciosului este în 2 Corinteni, capitolul 12, pare mi se, unde Sfânta Scriptură spune, pe voi înși vă cercați, pe voi înși vă cercați, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos, și noi ne-am fi așteptat să ne ceară, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru voi? Nu. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți? Atenție, nu e vorba de biserică aici. Aici e vorba de persoană, de mântuirea personală.
Pentru că Hristos nu numai că domnește asupra universului, a lumii nevăzute, ci domnește și pe pământul acesta și în domnia Lui vrea să intre în inimile oamenilor și să trăiască prin noi. Dacă ești elev, vrea să trăiască prin tine la școală. Dacă ești profesor, vrea să trăiască prin tine în mijlocul colegilor tăi și a elevilor pe care îi ai. Dacă ești agricultor, vrea să domnească în tine. Dacă ai o altă șofer, vrea să domnească prin tine. Nu claxonezi la oricine, pentru că îi dai voie lui Hristos să trăiască prin tine. Oriunde ne-a așezat, Hristos trăiește prin noi. Și oamenii vor ajunge și la un moment dat ne vor întreba: măi, tu ești deosebit, cum de reușești? Nu reușesc eu, Hristos din mine reușește. Doamne ajută! În lupta aceasta este nevoie de putere, este nevoie de har din partea lui Dumnezeu. Dar prima valoare pe care o vezi când ți se deschid ochii, vezi maiestatea lui Hristos, nu numai la nivel cosmic, ci vezi maiestatea lui Hristos, care în umilință se coboară în niște oameni imperfecți, ca mine și ca tine, și care dorește să ia clip în noi și să crească în noi spre desăvârșire. Și la cina Domnului putem vedea această valoare, această valoare incomensurabilă. Al doilea lucru și a doua valoare pe care o vedem la cină și au văzut-o și cei doi, au văzut că frații din biserică au valoare. Mă uit la pasajul acesta biblic și m-aș fi așteptat că ăștia spun: băi, l-am văzut pe Domnul, e aici. Să facem biserica din Emaus. Noi doi suntem acum. Da, vor mai veni cineva. Nu, nu. Scriptura ne spune că, efectiv, Hristos n-a rămas cu ei acolo să spună: știi, v-ați adunat doi sau, spune Biblia, doi sau trei, bine că sunteți doi aici, o să aveți voi bisericuța voastră. Lăsați-i pe ei 11, că au problemele lor. Toma e necredincios, Petru s-a lepădat, ei lați care așa. Nu, nu, faceți voi o biserică, că doi la voi. Nu, nu, Domnul Iisus s-a prezentat la ei pentru recuperare. Domnul Iisus Hristos s-a prezentat la ei ca să le arate drumul înapoi. Spune Scriptura, după ce l-au cunoscut pe Domnul, spune că Iisus a făcut nevăzut. Știți că există oameni care câteodată, în anumite comunități, au ucenicilor, observă că unul e mai ciudat, observă că unul face o gafă, altul face, băi, m-am dezamăgit. Eu cu încă cumnatul meu sau cu tare mă trag deoparte, că Biblia spune unde sunt doi sau trei, Iisus prezent. Da, Iisus se prezintă pentru recuperare, să te duc înapoi la turmă, nu ca să stea cu tine acolo. Că de aia și pierd măturia, o să vedeți dumneavoastră că există biserici care s-au format prin ambiție, s-au format că nu le-au convenit, s-au format că nu au fost aleși în comitet, s-au format că nu au fost ordinați, s-au format. Și o duc așa pe uscat sania și tot repetă: Iisus este mijlocul nostru, Iisus este mijlocul nostru. Nu mai vine la pocăință nici copiilor, nici ei, plictisiți. În altă parte cântă corul, în altă parte s-a organizat, în altă parte tot vin membrii. Dar la ei nu se întâmplă nimic, deci a plecat Iisus. Și nu se prind. Iisus nu stă cu ăia doi, că suciți ei și am plecat spre Emaus, dar Domnul Iisus este cu noi. Vine pentru recuperare, dar te întorci înapoi. Că acolo e biserica, unde sunt ceilalți ucenici ai Domnului. Când nu pricepem lucrul ăsta, constatăm în zilele noastre de astăzi că există, și vă spun din țară, din ce observ, oameni care spun: vrem un alt fel de biserică. Și ies tineri din biserică, schimbă instrumentația, schimbă muzica, schimbă stilul de închinare, schimbă predicile, schimbă luminile, schimbă tot, pentru că e alt fel. Măi, bun, dacă ai avea alt fel de gândire, mergi într-o localitate, cum e Huțaniu, și cu muzica aia, cu stilul ăla, cu luminile alea, cu becurile alea, du adunarea de la 2 membri la 50 de membri. Și tot respectul, da, într-adevăr are sens. Dar să iei tinerii de aici, să iei tinerii dincolo, să iei tinerii dincolo, să-i adun, să-i doară urechile, să-i doară capul, să aprinzi, și la un moment dat și ei îți pleacă, dar, cum spunea cineva, nu se întorc înapoi la părinți, nu se întorc înapoi în biserici, se duc direct în lume. Și atunci se pune întrebarea: ce nouă schimbare a fost? Dar n-a fost bine la început? Ba da, a fost Iisus pentru recuperare, după care s-a făcut nevăzut. Frații mei, vă spun lucrul ăsta foarte clar. Pentru că de foarte multe ori, din cauza unor dezamăgiri, există tendințe ca să facă alte comunități. Nu dau exemplu la Dumnezeu pentru că e prea evident. Să facă alte comunități. Și Iisus vine pentru recuperare, să te întorci înapoi la bază. Trebuie să existe o singură biserică. Vedeți că în cartea Apocalipsului și peste tot saluturile se dădeau către o biserică din comunitatea respectivă.
În toată Biblia veți găsi în Apocalipsa 7 biserici. Și bisericile alea, majoritatea dintre ele aveau probleme. Fie că una și-a părăsit dragostea de întâi, fie că una tolera pe Izabela, fie că alții aveau învățătura nicolaiților și altora așa lui Balaam, fie că alții au făcut. Nicăieri Domnul nu le spune, chiar la cea care el bătea la ușă să intre, nicăieri nu îi spune, faceți o altă comunitate, trageți-vă deoparte, nicăieri. Ci întărește ce este pe moarte aici, sprijinește aici, lucrează aici, curăță aici. Nu lăsa și pleca spre Emaus. E drept că e liniștit pentru o perioadă, dar eu mă duc acolo să-ți spun că frații-s dincolo și eu acolo mă voi prezenta și acolo voi face lucrările mele. Uitați-vă că ucenicii ăștia doi l-au văzut pe Iisus în toată gloria Lui înviat, cu toată puterea, cu toată slava, și l-au văzut că s-a făcut nevăzut, dar n-au rămas acolo. Au spus, noi mergem după El. Știți unde s-a prezentat Iisus? În mijlocul fraților. Ălora imperfecți, fricoși, temoși, s-a prezentat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, slăvit să fie Domnul. Totdeauna când ești la cina Domnului, ți se deschid ochii și îl vezi pe Hristos în cântare, îl vezi pe Hristos la părtășie, îl vezi pe Hristos în adunare și în marța și joia și la slujbe de priveg și de mormântare, Hristos vine să ne onoreze, slăvit să-i fie numele. Dar după ce ți se deschid ochii, vezi că frații sunt importanți și că Hristos nu rămâne cu cei puțini, ci pleacă la ceilalți, unde este baza. Și dintr-o dată au înțeles ucenicii valoarea aceasta, au înțeles că toți ceilalți au valoare. Eu câteodată obișnuiesc să dau exemplul acesta care mă ajută și îmi schimbă gândirea privitor la anumiți frați. Nu toți frații au același nivel social, nu toți frații noștri și surorile noastre au același nivel de cultură, de pregătire profesională, de școlarizare și așa mai departe. Dar toți frații noștri sunt aduși aici de Hristos și menținuți de El, slăvit să fie Domnul. Noi nu ne putem aduce proprii noștri copii, dar Hristos îi poate aduce și pe a noi, și pe a noștri, și pe altora. Dumnezeu să-i aducă. Amin. Însă, iubiții mei, valoarea nu este dată de cultura, pregătirea, școala terminată, mașina parcată în fața bisericii, ci valoarea este dată de altceva. Există acele cuteuțe mici pentru cadouri, de exemplu. Dacă vrei să cumperi un ceas cuiva, ceasul respectiv e pus într-o nouă cutie mare, așa, ci într-o cutiuță mică, în care ceasul e așezat într-un mod foarte elegant acolo și poți oferi un cadou cuiva, un ceas. Să presupunem că fiecare dintre noi reprezentăm ceva, reprezentăm o cutiuță din aia. Sunt cutiuțe din alea care sunt făcute numai din carton, așa, carton și atâta tot. Cutiuța aceea valorează 2 lei, 2 bănuți, de exemplu. Dar există cutiuțe din alea care pe lângă cartonul ăla are și o hârtie cu sclipici, așa, roșiatică, colorată, frumos, valorează 5 bănuți acolo. Dar la un moment dat există și cutiuțe care pe lângă carton, pe lângă sclipici, mai au și câte o fondiță, dar foarte elegantă, frumoasă, făcută așa. Și alea valorează vreo 7 lei sau 8 lei. E destul de scumpișor. La cutiuțele zboale. Bineînțeles, câtă vreme rămân cutiuțele astea între ele, ele se pot concura. Ăla cu hârtie grosieră spune, domnule, eu n-am terminat numai 8 clase, știu puțină matematică, poate că, na, dar nu am cine știe, cine nici nu prea am ceva, strecut la categoria cealaltă. Altul vine și spune, băi, eu am hârtii cu sclipici, am terminat liceu, am o firmă, am cutare, mă pricep, sunt meseriaș, mă descurg, sunt băiat de cât fâșneț, așa. Ei, dar există și ăștia cu fondițe, care spun, domnule, am terminat o facultate, eu am prieteni suspuși, mă cunosc în domeniul politic, mă cunosc în domeniul cutare, fondița, totuși nu-i degeaba, așa. Bine, cât rămân astea, trei concurență acolo, mare concurență. Cei mai rău să semn numai în aia carton obișnuit, așa. Și la un moment dat se întâmplă o minune. Din alte sfere, o mână nevăzută ia un diamant de 100 de milioane de dolari și îl pune în prima cutiuță aia doar din carton. Tot aceeași mână, în cutiuța care are sclipici, pune la fel un diamant de 100 de milioane de dolari. Și în aia cu fondiță, care pune tot un diamant de 100 de milioane de dolari. Acum, cât valorează fiecare cutiuță? Dacă s-ar vinde, aia cu fondiță ar spune 100 de milioane de dolari și 8 lei.
Mai contează fundița? Mai contează sclipiciu? De aceea spune, când ai intrat în biserică și Hristos în tine, diamantul de 100 de milioane de dolari, nu mai contează că ești rob sau stăpân, femeie sau bărbat, cu școală sau fără școală, Hristos e în noi. Când intri în biserică, ți se deschid ochii ăștia și începi să vezi această valoare. Și începi să vezi că frații sunt valoroși nu datorită lor, ci datorită lui Hristos care este în el. De aceea și biserica trebuie să aibă o atitudine vis-a-vis de lucrul acesta. Disprețul pe care îl manifestăm față de comunitate, față de anumiți oameni, are repercursiuni. De ce? Pentru că dacă faci mișto așa și disprețuiești pe cineva care n-are școală, păi n-are școală, pe cineva care e cleos la condus, păi nu știe să conducă. Dar dacă în persoana aia care nu știe să conducă și n-are școală, locuiește Hristos, tu nu-ți bați joc de școala lui, tu nu-ți bați joc de faptul că nu le are, tu îți bați joc de altcineva. Așa se ducea Pavel cu o grămadă de teologii la bord, cu relații suspuse la preoți cei mai de seamă, și prigonea pe echipa care era cea mai de dorit să o prigonești, pe creștini care nu dădeau înapoi, ci dacă îi loveai pe un obraz, ei întorceau celălalt obraz. Era ideal să-i prigonești pe ăștia. Și așa pleca spre drumul Damascului cu infatuare, bazat pe scrisorile de acreditare pe care le avea. Și dintr-o dată, în mijlocul drumului, cineva îl trântește jos din șa. Și îi spune, Saule, Saule, pentru ce mă... Dar Saul nu s-a pornit niciodată împotriva cuiva care îl poate trânti jos din șa, care poate să facă să lumineze o lumină și să rămână orb o bună bucată. El se teme de o asemenea personalitate. Cine ești tu, Doamne? Și îi se spune, sunt Iisus pe care tu îl... Doamne, de nu pe tine te prigonesc. Eu prigonesc amărâți ăștia. Pe ăsta care n-are școală, pe ăsta care e cleios, pe ăsta care fac mișto din el la fiecare cafea când ne întâlnim. Pe ăsta îl prigonesc. Și Domnul vine și se spune, nu pe ăla îl prigonești. Pe mine, că eu sunt el. Stimatul meu, fiecare bârfă, fiecare clevetire, fiecare miștocăreală de genul ăsta față de cineva în care locuiește Hristos. Și dacă știi sigur că locuiește Hristos, n-ai niciun pericol. Dar dacă în el locuiește Hristos, ce-ai făcut? Și atenție, toate celelalte scapă. Dar câți n-am întâlnit din ăștia care au avut un bănuț, după care au început să facă mișto din ăștia care lucrau la el? O să zic, ăsta nu merită, ăsta îl tai din bani. Lăsa nici mă țin, de ăla au fost și ăla au spus, Doamne, îndură-te și fă dreptate. Și dintr-o dată a rămas fără nimic. Să ruga cu mâinile sus, acum, Doamne, dacă îmi mai dai o dată, eu știu ce să fac. Și Domnul a spus, am văzut ce ai făcut. Pe banii mei, pe binecuvântarea mea, ți-ai bătut joc de ceilalți copii ai mei. Stimații mei, nu ne jucăm cu aspectele acestea. Ele trebuie tratate corespunzător și când să se deschid ochii, vezi valoarea fraților. Vezi valoarea bisericii și atât de important să ne uităm la lucrul acesta. Spune Sfânta Scriptură că ucenicii au lăsat totul și au plecat unde erau ceilalți 11. Și când au ajuns acolo și li povesteau ăștia că li s-a arătat Domnul, pe care ei credeau că e mort, că l-a furat careva și l-a luat și nu știu pe unde, dintr-o dată, în mijlocul lor, dacă citiți contextul în continuare, apare Domnul. Și le spune, pace vouă, pentru că acolo vine Domnul Iisus Hristos. Cât de capabil am fi în mod particular, stimații mei, cât înțelepciune am avea, valoarea noastră este dată de împreună. Uitați-vă, corul a cântat și vă dau exemplul ăsta ori de câte ori, a cântat foarte frumos în dimineața asta, Dumnezeu să-i binecuvinteze, ca din totdeauna. Dar cât de bun să fie Nicu Piu, el nu poate cânta în cor. N-are cum, poate cânta o singură voce, atâta tot. Dacă să poți cânta în cor în modul ăsta, trebuie să-ți lași din timpul tău, să vii la repetiție și ca să poată ieși cântarea, trebuie să fii prezent acolo. Și dirijorul să aibă ce dirija și tu să ai cu cine te armoniza ca să iasă cântarea în cor. O grămadă de slujbe, frații mei, nu le putem face singuri, indiferent ce capacități avem, ce oameni deosebiți suntem. Când venim, Dumnezeu ne așează în biserica sa, și împreună suntem mădulare unii altora și formăm trupul lui Iisus Hristos. Asta ne învață Biblia. Noi avem valoare doar împreună.
Există foarte mulți oameni care în cazul celor doi din Emaus spun, dom'le, dar la ce personalitate am eu? La ce cunoștință am eu? La ce studii am făcut eu? Sunt doctor în teologie, sunt doxa de Biblie, de greacă, de ebraică, de ce vreți voi. La ce putere am eu? În mod normal pot să-mi fac o chilie, să stau acolo. Dar Dumnezeu n-a rânduit. Pe toți mântuiții îi aduce în biserică. Și biserica nu este perfectă. Biserica e formată din ucenici, care sunt perfectibili, dar nu e perfectă. Te aduce acolo ca cu acea dar pe care ți l-a dat, cu acele lucruri deosebite, să ajuți biserica și să fii ajutat de biserică. Să crești în biserică și să crească biserica împreună cu tine. Ori de foarte multe ori uităm acest aspect. Scoate pe primul plan numai numele persoanei respective. Sunt biserici care se coalizează în jurul unui nume. Și după ce numele ăla dispare, fie că cade, fie că moare, la un moment dat vezi că biserica se termină. Și spui, păi, dar cum? Hristos nu e aici? Cum? Nu Hristos a fost la baza acestei biserici? Nu, a fost un om. A fost o lucrare a unui om, atât tot. Când biserica l-are pe Hristos, are slujitori, are lucrare, merge mai departe. Nu trebuie să vă dau exemple din prejur, că majoritatea știți, vă duc în alte zone să vedeți oameni bătrâni care se ridică la amvon și care nu au crescut nimic, nici nu poate crește nimic, nici măcar nepoților, nici măcar copiilor n-au loc acolo. El nu se gândește la asta. Pe mine m-a așezat Dumnezeu aici și dacă cumva am luat locul, eu am să mor. Eu am să mor efectiv și biserica cui rămâne? A Domnului Iisus, slăvit să fie Domnul. Rămâne sigur. Însă, stimații mei, biserica e făcută ca împreună cu imperfecțiunile noastre să mergem, să avem valoare și suntem mădulare unii altora. Și trebuie să ne găsim locul să fim utili, să nu migrăm prin trupul bisericii, ci să fim la locul la care ne-a așezat Dumnezeu. Și câtă vreme ești la locul respectiv și îți faci lucrarea ta, biserica poate funcționa. Poate merge înainte fără probleme. E important că ești și tu acolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Au ajuns acolo și s-a mai întâmplat un lucru extraordinar. Și tocmai de asta insist, frații mei, să fim prezenți la întâlnirea bisericii. Dincolo de dezamăgiri, dincolo de piedici, dincolo de situații dificile care apar câteodată în mijlocul ucenicilor. Nu uitați, în biserica primară au existat diferite situații dificile pe care frații le-au rezolvat într-un fel sau altul. Ne spune Scriptura, când erau împreună acolo, a mai făcut ceva Domnul Iisus pe lângă faptul că la cină li s-au deschis ochii. Versetul 45 din capitolul 24, pe care l-am citit, spune un lucru foarte interesant. Atunci le-a deschis, deci versetul 45 din Luca capitolul 24, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă. Doamne, dar ai predicat și înainte. La aia doi nu le-ai spus din Scripturi? Nu, li s-a deschis prima dată ochii la prângerea pâinii și după ce frații sunt împreună, li se deschide mintea să înțeleagă Scripturile, abia când sunt împreună. Pentru că nimeni nu știe totul, ci cunoaștem în parte. Și avem nevoie și de partea celuilalt. Este una dintre formele prin care Dumnezeu ne ajută să înțelegem adevărul eterne și biblice la părtășia fraților. Doar acolo ne deschide mintea să pricepem Scripturile. Altfel poți să vezi. Poți să vezi biserica, poți să vezi pe Hristos, poți să vezi... Dar, Dumnezeu, nu înțeleg anumite lucruri, doar la părtășie. Observ oameni care vin la cina Domnului, dar după aceea nu-i mai vezi la părtășie. Și o să vedeți că stau mai mult pe internet, o să vedeți că urmăresc toate meciurile, o să vedeți că nu pierd un film, o să vedeți foarte multe, dar vin la părtășie. Doamne, e biserica Domnului. Când se vorbește ceva din Biblie cu el, ajunge din nou la bani. Când se vorbește ceva din Biblie cu el, ajunge din nou la afaceri. Când se vorbește ceva din Biblie cu el, pentru că el nu are sensibilitate la Scripturi. Pentru că deschiderea Scripturilor are loc doar în mijlocul fraților. Și câteodată, joi seara, Dumnezeu ne deschide Scripturile și prin Duhul Sfânt, prin frați, începe să ne dea Scriptura, să ne dezvolte Scriptura, să ne așeze Scriptura. Și când așează Scriptura în noi, prindem putere, căci Cuvântul lui Dumnezeu are putere, slăvit să fie Domnul. Și lucru care te rupți ani întregi și nu poți să biruiești, când Cuvântul lui Dumnezeu este așezat acolo, dintr-o dată ești biruitor. De aceea David, nu ne miră, spunea într-unul dintre psalmii săi, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu
David, tu n-ai ambiție? Dar nu poți merge la un psiholog? Nu, nu. Doar cuvântul Domnului îmi dă putere să biruiesc lucrurile cu care mă lupt de atâta vreme și nu pot să rezist. Cuvântul lui Dumnezeu este putere. De aceea îngerul i-a spus lui Maria, căci orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu are putere. Slăvit să fie Domnul! Când venim la cina Domnului, primul lucru care se întâmplă la frângerea pâinii, ni se deschid ochii și începem să vedem în domeniul nevăzut. Mă rog astăzi ca Dumnezeu în mod personal și particular să ne deschidă ochii, să începe a vedea prin simțurile pe care ți le dă Duhul Sfânt, să poți vedea viitorul tău, să poți vedea ce decizii se iei bune pentru tine, casa ta și pentru lucrarea la care te chema Dumnezeu. Apoi, când ți se deschid ochii, îl vezi pe Hristos în măreția sa, pregătindu-și logodnica pentru ziua nunții. Cartea Apocalipsului încheie canonul Noului Testament și dacă în tot Noul Testament apostolii vin și spun v-am logodit cu un bărbat și se vorbește de logodna bisericii, a totalitatea celor mântuiți cu capul, cu Hristos, cu Domnul, cartea Apocalipsului ne prezintă despre nunta care va începe între Hristos și mireasa sa, care este biserica, slăvit să fie Domnul. Până atunci logodnica se pregătește. Își caută bijuteriile cele mai scumpe, care sunt smerenia, modestia și umilința. Își caută hainele cele mai curate, inul subțire, curat și imaculat, care sunt faptele neprihănite ale sfinților pe care Dumnezeu ni le-a pregătit ca noi doar să umblăm în ele. Doamne ajută! Le pregătim, frații mei, că într-o zi istoria acestui pământ se va încheia pentru cei credincioși, când Dumnezeu va veni să-și ia biserica, logodnica sa, ca să o facă mireasă, ca împreună cu Hristos să domnească în glorie. Când să se deschid ochii, vezi această perspectivă și totodată vezi valoarea fraților tăi, acelor cu școală sau fără școală, acelor care au mai mult, care n-au, acelor care sunt primari, consilieri sau care nu candidează la funcții politice, vezi dintr-o dată că toți oamenii aceștia au anumită valoare. Toți aceștia se luptă ca și tine, spre același țel și Duhul Sfânt îi ajută și încep să crească și participând la casa Domnului, li se deschid scripturile, băi, eu nu mai fac lucrul ăsta, nu pentru că nu pot eu, Hristos din mine mi-a dat putere prin Evanghelie, dar toate acestea încep când se frânge pâinea. Să ne ajute Dumnezeu ca în dimineața aceasta, bazați pe acest cuvânt și pe celelalte pe care frații noștri le vor mai aduce, dacă vor găsi cu cale lucrul acesta, să stăm înaintea Domnului. Aș vrea să închei mesajul meu cu o rugăciune, în care să ne rugăm, stimați frați și surori, tineri și mai în vârstă, să ne deschidă Dumnezeu ochii. Și să ne deschidă ochii nu numai pentru noi, să ne deschidă ochii și pentru ceilalți. S-ar putea să fii părinte și să vezi drumul copilului tău. Pentru că participi la cina Domnului, du-te și spune, uite ce te așteaptă în viitor. Știi că copilul tău va spune, mamă, n-am ascultat, am dat cu capul în gard, am mers cum am mers, așa, am pățit-o. Să știi că tu nu știi, dar ai descoperire. De ce? Nu-i descoperire, îți ochii deschiși, pe care Dumnezeu ți-i dă să vezi în domeniul care nu se vede. Ți se dă lucrul acesta. Nu-i neapărat o vedenie, poate e o cunoștință, poate faci deosebirea dintre lucruri. Poate lucrurile cu experiență față de cele fără experiență îți dă anumite lucruri, dar Dumnezeu dorește să creștem în domeniul acesta. Uite-te la frații tăi, ne adunăm împreună aici și să nu vă mirați de migrația care are loc în anumite zone. Poate foarte mulți slujitori de genul acesta ar trebui să uite dacă nu cumva Hristos a plecat și totuși este undeva, unde biserica se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt, unde oamenii dincolo de diferențele lor știu să se aprecieze, să se corecteze unii pe alții, să se disciplineze, dacă e cazul, unii pe alții în dragoste, dar Hristos este în mijlocul lor. Și când Hristos este în mijlocul lor, este inconfundabil. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea har. Amin.